Felicitări, Ștef. Cum a fost meciul? Cum s-a văzut din poartă? Un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, care, cel puțin în prima repriză, a fost poate un pic mai bun ca noi. Am reușit să revenim, am pus mingea jos, am pasat mai mult, au apărut și ocaziile. Una peste alta a fost, de la pauză încoace, a fost un meci în favoarea noastră. Și ca ocazii, și dominare, și tot. La penaltiuri, ce ți-ai zis în gând? Cum a fost? La penaltiuri, cum știe toată lumea, loterie. Am așteptat, i-am promis la prietenul meu că o să-i-l apăr. Din fericire am și reușit treaba asta. Și ce să zic, să avem baftă în Liga 3. La Mediop, la lui ai promis că i-ai dat mingea. Da, i-am dat mingea și din timpul meciului, când mi-a dat cotul la nurec, i-am promis că o să-i-l apăr și la penal, dacă ajungem. Felicitări, succes și mulțumesc în Liga 3. Mulțumesc și Doamne ajută în Liga 3 să facem o figură cât mai frumoasă.